În urmă cu câteva zile am prezentat situația neplăcută în care se află liceul cu program sportiv din Baia Mare. Instituția a acumulat datorii foarte mari la serviciile de telefonie și internet. Inițial, conducerea unității de învățământ a anunțat că valoarea datoriilor era de 60.000 de lei plus factura curentă, adică o valoare de aproximativ 13.000 de euro. Un nou comunicat pe care instituția școlară l-a primit din partea companiei furnizoare de servicii arată că, de fapt, restanțele sunt și mai mari. La data de 30 ianuarie, debitul restant ajungea la valoarea de 82.000 de lei. La un calcul simplu, vorbim de 16.400 de euro. În aceeași adresă, se menționează că în luna octombrie 2023, liceul a transmis o solicitare pentru rezilierea serviciilor de voce mobilă în urma discuției purtate cu un consultant, însă acest lucru nu a fost posibil. Ultima plată pentru serviciile furnizate este de 36.000 de lei și a fost efectuată la data de 10 octombrie. Pe perioada suspendării, clientul rămâne obligat la plata abonamentului, a consumului și a tuturor tarifelor aferente acestuia, mai susțin cei de la compania cu pricina. În ce privește solicitarea liceului cu program sportiv de a anula facturile pentru perioada cât serviciile au fost suspendate, compania menționează că nu există niciun motiv pentru scăderea debitului restant. Acum, primăria Baia Mare este bună de plată. Viceprimarul cu atribuții de primar, Dorul Dăncuș, declară că este un contract păgubos pe care unitatea școlară l-a semnat. Până la urmă, un lucru trăznic care s-a întâmplat într-o unitate de învățământ a fost și semnarea unui contract pentru anumite echipamente de telefonie mobilă și IT și al furnizării unei rețele de telefonie. Un contract păgubos din punctul meu de vedere pentru unitatea școlară. Sigur, s-a invocat perioada aceea de pandemie în care a fost încheiat contractul. Ulterior, condițiile contractuale n-au permis rezilierea și am ajuns în situația în care această unitate școlară să plătească aproximativ 10.000 de lei factură pe partea aceasta de rețea de telefonie și servicii de comunicații. Este un lucru prost manageriat. Chiar dacă directorul liceului susține că acest contract s-a semnat în perioada pandemiei, când a fost nevoie de predarea orelor online, iar unitatea de învățământ nu avea tehnologia necesară în acest sens, contractul nu se justifică. Dacă nu o să poată să achite aceste facturi din costul standard pe elev, vom face un efort și vom asigura resursele necesare astfel încât să încheiem acest contract și să nu mai existe datorii sau știu o situație în care să fie tăiate comunicațiile în unitatea școlară respectivă. Ați mai avut asemenea situații de factură așa de mare la școli? Pe telefonie? Evident că nu am avut, am și discutat cu conducerea școlii, am primit câteva explicații. Repet, odată un contract asumat, până la urmă, furnizorii de servicii știu să-și apere drepturile și, cum să spun eu, drepturile contractuale și cedează destul de greu să renunțe la un asemenea contract. Eu cred că trebuie să fim mai atenți, mai circumspecți în continuare și să nu mai facem astfel de greșeli, să punem în situația în care autoritatea publică sau instituția școlară să angajeze cheltuieli care ar fi putut merge într-o altă direcție. Deocamdată, conducerea liceului sportiv așteaptă să treacă încă 2 luni, moment în care va expira contractul. De asemenea, reamintim că în prezent liceul are contract cu o altă companie la o valoare mult mai mică pentru a beneficia de internet.